Anton Arghira, antrenorul celor trei luptători de la Clubul Sportiv Muscel, participanți la Cupa României, are de ce să fie mândru. Medaliile cucerite de aceștia recompensează buna pregătire care se face la câmpul lung și confirmă încă o dată faptul că municipiul nostru devine un centru de pregătire de excepție al luptătorilor. Clubul Sportiv a participat cu trei sportivi, Măzgaciu, Radu, Maria, Vlad și Popescu Răzvan. Rezultatele obținute la acest concurs au fost foarte bune. La categoria 66 kg, Măzgaciu Radu a câștigat medalia de bronz. La categoria 74 de kg, avem pe Maria Vlad, care a ieșit primul și medalia de aur, iar Popescu Răzvan a ieșit locul 2. În urma rezultatelor, Clubul Sportiv Mucelul s-a clasat pe primul loc pe cluburi, moment în care am câștigat și, adică, secția de lupte, cupa de campioană de toamnă. Săptămâna aceasta mai avem la Târgu Mureș campionatul național de copii 3, unde vom participa cu 6 sportivi și cu care sper că vom câștiga 2-3 medalii.